continuare la rubrica noastră medicală, am considerat că ar fi bine să vorbim cu același domn doctor Danesca despre un subiect pe care nu l-am atins încă. Dacă până acum am vorbit foarte mult despre pisici și despre căței, am vrea să vă vorbim și despre alte animale de companie, alte sufletele care vă întregesc familia și vă fac să vă simțiți iubiți. Astăzi o să vorbim despre dihori. Bună ziua, în primul rând, domnule doctor. Bună ziua, bine ați revenit în spitalul nostru. Tema emisiunii o consider pe cât se poate de interesantă, pentru că în ultima vreme, și cred că acest lucru se întâmplă de ceva ani încoace, observăm că se copiază întrucâtva, se adoptă anumite modele care sunt observate și în străinătate și, într-adevăr, dihorul devine din ce în ce mai popular și este adoptat drept pet, drept animal de companie și ținut cel mai adesea în apartamente. Acest animal, care face parte din familia Mustelide, cu un corp alungit, este un carnivor. Trebuie știut de la început că el nu este adoptat sau nu este folosit sau, mă rog, îngrijit drept animal de companie decât în condițiile în care este crescut, obținut în crescătorii, pentru că altfel firea lui este ca cea unui animal sălbatic și va fi destul de greu de acomodat la condițiile dintr-un apartament sau dintr-o casă locuită. Este relativ ușor de întreținut, va avea un comportament extrem de jucăuș, extrem de benevol, de interactiv, însă va trebui să știm că, de exemplu, timp de 12-14 ore pe zi, mai ales în timpul perioadei de lumină, în timpul zilei, acesta va dormi, deci va fi mai puțin activ. Iar perioada maximă de activitate, de joc și de interacțiune se desfășoară mai ales seara sau noaptea. Din acest punct de vedere, trebuie să știm atunci când achiziționăm un dihor că în mare parte viața lui se desfășoară mai ales noaptea și atunci trebuie să știm cum ne organizăm sau să nu cumva să fim dezamăgiți după ce l-am achiziționat și l-am avut în casă că de fapt nu ne putem acomoda cu stilul de viață și cu modul în care se desfășoară activitatea zilnică a unui dihor. Acum câteva lucruri extrem de importante despre cum putem să îngrijim un dihor. Până la urmă este un carnivor, la fel ca și câinele și pisica. Bineînțeles, are acest înveliș pilos, dar trebuie spus că va pierde foarte puțin păr, va lăsa foarte puține urme. Disconfortul major în legătură cu deținerea unui dihor este legat în mare parte de posibilitatea existenței unui miros neplăcut sau extrem de neplăcut, pentru că mai ales masculii necastrați posedă capacitatea de a emite astfel de mirosuri care, să zicem, în mod normal n-ar corespunde cu o igienă și cu stilul de viață într-un apartament. Există soluții sau tratamente pentru a-i ameliora acest miros? Sigur, tratamentul de elecție constă practic în sterilizare, în castrare și se referă mai ales la masculi. Și aceștia, odată ce au suferit o astfel de intervenție chirurgicală care se poate efectua în mod extrem de simplu de către un medic veterinar cu oarece experiență, se va observa că în câteva săptămâni acest miros se va diminua extrem, extrem de mult și va deveni chiar insesizabil la un moment dat. Cât despre alimentația sau care ar fi bune pentru un dihor, trebuie spus că, bineînțeles, atâta timp cât găsim de cumpărat sau de achiziționat un dihor în pet shop, bineînțeles că și de acolo o să obținem și hrana pentru acesta. Dacă însă suntem într-o oarecare pană, nu avem ceea ce ne trebuie pentru un dihor, atunci putem sau trebuie să știm că chiar și mâncarea de paletat de pisici tinere ar putea fi folosită pentru o perioadă în alimentație dihorului. Cum ar trebui să-l îngrijim? Mi se fac vaccinul la fel ca și la un câine sau ca la o pisică? Sigur, există în primul rând o răspundere legală, pentru că mereu mă voi întoarce la această boală extrem de periculoasă și care în momentul de față este de actualitate în România, și anume rabia, turbarea. Și trebuie spus că legislația prevede acest lucru, că orice carnivor deținut trebuie să fie vaccinat împotriva rabiei. În consecință, medicul veterinar, atunci când mergem cu dihorul la vizita periodică sau chiar la prima vizită după achiziție,
ne va sfătui și chiar va administra vaccinul antirabic. Există, bineînțeles, și boli împărtășite de dihor, așa cum este cazul jigodii sau maladiei care, pentru care, de asemenea, acest animal trebuie și poate fi vaccinat împotriva acestei boli, care este la fel de necruțătoare și față de dihor și față de câine. Și un pericol care vizează în primul rând, să zicem, copiii sau persoanele neavizate sau necunoscute dihorului. Întrucât este un carnivor și beneficiază de niște canini extrem de bine reprezentați, trebuie spus că are un obicei mai puțin bun și acela de a mușca. De multe ori reacționează prin mușcătură, nu zgârietură, și rănile provocate de dihor pot fi destul de adânci, asemănătoare celor de pisică, și atunci trebuie să fim oarecum atenți. Deci n-ar fi totuși recomandat, după părerea noastră, să avem un dihor în casă atunci când avem un copil, să zicem, sub vârsta de 6-7 ani, când copilul ar putea să fie capabil să înțeleagă și să se adapteze la nevoile și comportamentul unui dihor, pentru a nu avea de suferit niciunul nici celălalt. Alte lucruri foarte importante despre dihor: trebuie mers cu el la medicul veterinar, așa cum mergem și cu un câine și cu o pisică. Trebuie să-l deparazităm și intern și extern, pentru că la fel ca și câinele și pisica, poate să aibă paraziți interni, poate să aducă paraziți externi, o căpușă, purici, și de aceea avem nevoie de astfel de tratamente profilactice, și în consecință o să avem și o protecție mai bună și a sănătății lui și a sănătății noastre. Bine, doctor, eu vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare cu informații, așa cum ne-ați obișnuit, utile și de mare interes pentru cei care ne privesc. Cu mare plăcere și sper că sfaturile noastre sunt ascultate și până la urmă și respectate întrucâtva, pentru că dorim binele și proprietarilor și al animalelor care sunt deținute în casa acestora.